Spune-mi, doamna supă. Spune-mi, doamna spală vase. Spune-mi, doamna întinde rufele, nu? Spune-mi, doamna, oare sunt atât de urâtă? Na. Spune-mi, doamna, câștigă bani, muncește. Spune-mi, doamna, nu mai pot. Bună seara, sunt Mihaela Torcea și vă prezint cele mai noi știri din lumea mondenă. În primii ani ai carierei a stat în umbra lui Alex Velea și a lui Smiley, dar la un moment dat, în 2016 mai exact, a pus stop și a început un proiect pe cont propriu. Speak dezvăluie motivele pentru care s-a distanțat de cei doi artiști care i-au influențat parcursul în muzică. Pe numele lui real Ștefan Sprianu, a intrat în muzică alături de grei din industrie, care acum fac furori în trendingul de pe YouTube. Solist și producător, fostul concurent de la Asia Express a contribuit la mai multe piese care au devenit hituri. Totul pe vremea în care lucra alături de Alex Velea și Smiley. Referitor la acea perioadă, artistul a dezvăluit motivele pentru care a simțit să se rupă de frații lui. De la Alex Velea am plecat în 2014, dar nu pot să zic că am plecat. A fost o emisiune pe Antena 1 și mi s-a propus să merg acolo, dar la ce program aveam acolo nu mai puteam să merg la cântări și am zis că două luni cât durează emisiunea și cu antrenamentele nu o să mai am cum să vin. Era foarte greu. Mi-a zis că mă susține. Cumva ne-am despărțit, dar nu ne-am certat. Mi-a zis Alex, hai să o rupem aici ca să nu ne încurcăm unii pe alții. Eu mi-am găsit pe altcineva să meargă în locul tău și am zis ok. Și în 2016 am plecat de la HHH Production, unde eram producător și artist. Am avut eu frustrările mele. Făceam foarte multă muzică și nu se lansa, iar de atunci sunt pe cont propriu. Mateo dezvăluie cine l-a ajutat să cunoască pentru prima dată celebritatea. Concertele pe bandă rulantă și piesele de la radio îl făceau să se simtă zeu, așa cum chiar el afirmă, însă realitatea ar fi fost alta. Artistul își face propria radiografie a începuturilor, iar Cancan News are declarațiile. Mateo recunoaște că femeile din industria muzicală l-au ajutat foarte mult. Pe de o parte a fost relația cu Delia, alături de care a crescut profesional, dar și personal, iar pe de altă parte a fost Loredana Groza. Jurata de la X Factor l-ar fi inițiat pe acest drum și l-ar fi făcut să cunoască celebritatea, pe care, spune Mateo, foarte mult timp a înțeles-o prost. Loredana Groza m-a lansat și m-a și luat în concerte vreo 2 ani și mi se părea că sunt un zeu și de fapt eram un muc, un băiat de pe piesa Loredanei care a avut norocul să cadă în grațiile ei. Atunci m-am simțit buricul pământului. Eram și pe radio, cântam și cu Loredana, iar highlight-ul a venit când am fost mai matur și mai cu picioarele pe pământ, când am lansat piesa Panama. Actul de creație îi face pe artiști de cele mai multe ori să simtă și mai puternic legătura cu divinitatea. O știe și Adi Cristescu, care afirmă că a experimentat astfel de senzații de mai multe ori în studio în timp ce își punea trăirile pe note. Adi Cristescu vorbește despre momentele în care a simțit o și mai mare apropiere de Dumnezeu. Aflat în industria muzicală de foarte mulți ani, artistul și-a obișnuit publicul cu piese scrise pe baza experiențelor sale de viață, care de cele mai multe ori au ajuns la inimile oamenilor. Totul grație talentului său, dar și legăturii cu divinitatea, susține cântărețul. Am simțit șoapta divinității. Au fost momente în care în studio, lucrând și ajungând la un rezultat, simțeam, deși eram singur, era un schimb de energie cu cineva. E ceva ce vine de sus și cu ce mai pui tu, lucruri autentice, reale,
oamenii relaționează cu piesa aia. Rămâneți pe cancan.ro pentru a fi la curent cu toate noutățile din lumea mondenă. Noi ne revedem și mâine seară la aceeași oră. La revedere! Spune-mi, doamna, spală vase. Spune-mi, doamna, întinde rufele. Spune-mi, doamna, oare sunt atât de urâtă? Na. Spune-mi, doamna, câștigă bani, muncește. Spune-mi, doamna, nu mai pot. Punem doamna mijlocaș. Punem doamna portat. Punem doamna atacant. Punem doamna fundaș.